Europarlamentarul PDL, suceveanul Petru Luhan, crede că a găsit cheia succesului. După ce și-a dat seama că cei doi suceveni pretendenți pentru funcții în PDL, Gheorghe Flutur și Ioan Bălan, au șanse mari de câștig, vrea și el la centru. Și pentru asta nu s-a mulțumit cu un bilet și merge pe două variante. Și-a depus candidatura în PDL pentru funcțiile de vicepreședinte pe probleme economice și secretar executiv pentru dezvoltare locală și regională. Și înainte de Convenția Națională a PDL din data de 23 martie, atunci când a fost ales președintele partidului, europarlamentarul sucevean Petru Luhan anunțase că va candida pentru șefia partidului. La vremea respectivă, Luhan susținea că are semnăturile necesare pentru a-și depune candidatura, dar are și un proiect politic solid cu care ar putea câștiga. La scurt timp însă s-a răzgândit. Sâmbătă 6 aprilie, în cadrul Convenției Naționale a PDL, care va avea loc la București, vor fi aleși democrat-liberalii din structurile de conducere a partidului. De la Suceava și-au mai depus candidaturile senatorul Gheorghe Flutur pentru funcția de secretar general și deputatul Ioan Bălan pentru funcția de vicepreședinte pentru regiunea de dezvoltare Nord-Est.